Bine v-a regăsit, dragii noștri cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald Filosofia ca mod de viață. Astăzi vorbim despre Leviatanul sau materia, forma și puterea unei comunități ecleziastice și civile, o carte scrisă de Thomas Hobbes în colecția Cogito a editurii Herald. În traducerea lui Alexandru Anghel, câteva cuvinte despre acest mare autor și filozof englez, cel mai cunoscut de altfel pentru tratatul său Leviatanul, scris în anul 1651. Hobbes a scris despre filozofie politică și alte subiecte, oferind o definiție a naturii umane ca o formă de cooperare autointeresată. A fost contemporan cu alți gânditori, Francis Bacon sau René Descartes, și de asemenea chiar a scris un răspuns la meditațiile lui René Descartes. Thomas Hobbes, unul dintre cei mai mari sistematicieni ai raționalismului și un foarte bun cunoscător al filozofiei lui Descartes, pentru a scăpa de Revoluția engleză, Hobbes s-a mutat la Paris în perioada 1640-1651, întorcându-se în Anglia după căderea lui Oliver Cromwell. Astăzi, alături de noi, este Dragoș Calcan, pasionat de filozofie, administrator al site-ului Espresso Filozofic, unde găsim foarte multe materiale despre istoria gândirii filozofice a umanității. Dragoș, aș începe discuția noastră despre această importantă carte. Eu aș numi-o una, cred că, dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă carte și cea mai cunoscută, de altfel, Leviatanul, din această colecție, colecția Cogito de filozofie a editurii Herald. Și nu numai, chiar și pentru cunoscătorii și pasionații de filozofie, mai ales când vorbim despre filozofia modernă și despre gândirea critică, despre raționalism, despre iluminism, despre filozofia politică, pentru că Thomas Hobbes în cartea Leviatanul tratează aceste subiecte, cum ar fi teoria generării statelor, structura socială și educația, de asemenea cauzele dizolvării statului și cauzele războiului civil, relația dintre conștiința privată și cea publică, precum și cea dintre stat și biserică. Iată teme pe care Thomas Hobbes le analizează în această minunată carte, Leviatanul, și care, iată, pentru cititorul contemporan, pentru cititorul modern, par cât se poate de actuale, mai ales atunci când vorbim, bineînțeles, de filozofia politică. Ce anume te-a impresionat la această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor? Bună ziua, în primul rând mulțumesc pentru invitație, îmi face o reală plăcere să fiu aici cu voi. În ceea ce privește cartea lui Hobbes, de fapt în ceea ce privește personajul Thomas Hobbes, pentru că putem spune că este un adevărat personaj filozofic și nu numai, ceea ce mă pasionează este tocmai această viziune ușor radicală pe care Hobbes o are. Desigur, ca toți filozofii care adoptă o poziție oarecum radicală, cum ar fi, de exemplu, eu știu, Nietzsche sau Max Stirner sau poate chiar Schopenhauer în ideea radicalizării, să spunem, ideii pe care o promovează, și viziunea lui Hobbes nu poate fi sustenabilă 100%. Nu ne putem trăi sau nu ne putem ghida viața 100% după ceea ce ne spune Thomas Hobbes. Însă putem identifica în opera lui, să spunem, niște semne de avertizare în relația noastră cu semeni. Dacă ne raportăm la Thomas Hobbes, desigur, ideea principală a operei lui rezidă în caracterizarea naturii umane drept inerent negativă și orientată către conflict. Acum, evident că noi nu ne putem ghida viața după acest principiu. Însă, consider că este totodată un bun semnal de avertizare în același timp pentru a putea fi pregătiți în interacțiunile noastre de zi cu zi cu ceilalți semeni și să fim avertizați că lucrurile nu pot evolua tot timpul într-un mod pozitiv.
Spre deoseb, de obicei, Thomas Hobbes este privit în antiteză cu Jean-Jacques Rousseau. Dacă Rousseau promovează o natură umană, să spunem, pozitivă, de unde derivă, să spunem, niște interacțiuni armonioase între membrii societății, e bine, Thomas Hobbes pornește tocmai de la premisa că natura umană este inerent rea, că oamenii se află tot timpul într-o competiție cu semenii lor și vor face întotdeauna tot ceea ce le este posibil pentru a le fi lor bine și pentru a-și avansa interesele. Sigur că nu cred că această viziune este neapărat una foarte sănătoasă după care să ne ghidăm activitatea de zi cu zi, deoarece încerc să aduc un pic viziunea lui Hobbes în contemporaneitate și să vedem cum o putem aplica în viața de zi cu zi. Deci nu cred că este neapărat un principiu după care să ne putem ghida activitatea de zi cu zi, însă cred că este important să reținem că există această posibilitate ca, în caz de interese divergente, interacțiunile dintre semeni să poată ajunge la conflict. Dacă ne raportăm la ideea statului, Thomas Hobbes propune un stat cu accente totalitare, care practic, pe de o parte, asigură un grad de siguranță pentru cetățeni, dar în același timp răpește întreaga, să spunem, libertate personală a acestora. Din aceste considerente, viziunea lui Hobbes este foarte interesantă, deoarece el este primul care avansează, într-un fel, ideea de contract social între cetățeni și stat. Desigur, ideea devine mult mai cunoscută odată cu Jean-Jacques Rousseau, care o dezvoltă și o promovează sub ideea de contract social. Dar, practic, ce propune Hobbes este un lucru inedit, să spunem, pentru filozofia politică, este faptul că oamenii aleg tocmai din cauza nesiguranței și din cauza acestei competiții acerbe între ei și a posibilității din orice moment ca un alt om să intervină și să devină un pericol pentru ceilalți și tocmai din cauza acestei nesiguranțe perpetue omul se află într-o stare permanentă, să spunem, de frică și de anxiozitate. Hobbes propune instituirea unui stat totalitar, statul care dictează absolut tot ceea ce se întâmplă în societate, omul își cedează practic toate prerogativele și toate libertățile personale, iar în schimb statul asigură siguranța cetățenilor. Iar, așa cum spuneam, aceasta reprezintă, practic, prima încercare de teoretizare a noțiunii de contract social, care consider că este foarte, foarte importantă din punct de vedere al filozofiei politice și al evoluției ulterioare din această sferă de gândire. Putem vorbi aici de un soi de, mai ales în relațiile interumane, de un soi de egocentrism. Și apoi, în extensie, te-aș întreba dacă are vreo legătură gândirea filozofică a lui Thomas Hobbes în ceea ce privește totalitarismul de care vorbeai puțin mai devreme cu apariția unor societăți cu caracter totalitar. Și aici, bineînțeles, că gândul mă duce cu precădere către formele extreme, cele mai radicale, aș putea spune, pe care le știm din istoria umanității, secolul 20. Vorbim despre național-socialism, vorbim despre ceea ce a dus mai departe la, eu știu, doctrina nazistă, poate, bineînțeles, și la comunism, pentru că într-o oarecare măsură, scrierile lui Hobbes l-au influențat, să spunem, și pe Karl Marx. Ar putea fi el considerat un precursor, neavând neapărat niște conotații, hai să-i spunem, negative. Dar atunci când vorbește despre acest radicalism și despre faptul că statul ar trebui cumva să controleze, mă rog, atât cetățenii cât și tot ceea ce se întâmplă în cadrul unei societăți.
Nu știu dacă aș merge Cât de chiar atât departe? de departe încât să-l fac pe Hobbes vinovat de apariția regimurilor totalitare. Da, nu la asta m-a referit eu. Cred că, la fel ca majoritatea filozofilor, opera și gândirea lui Hobbes trebuie puse în context. Dacă ne referim la perioada în care a trăit Hobbes, vedem că ne aflăm undeva în anii 1600, o perioadă destul de tulbure și în Regatul Unit, ca de altfel pe întreg continentul european. O perioadă tulbure care se manifesta nu doar la nivel politic, dar și la nivel social și în interacțiunile interumane. Ne referim de o perioadă în care oamenii nu aveau garantată ziua de mâine, nu aveau garantată, nu știu, proprietatea, nu aveau garantată, să spunem, interacțiunea lină cu statul și cu ceilalți semeni. Totul, practic, era o necunoscută, putem vorbi despre o nesiguranță totală în ceea ce privește modul în care urmau să se deruleze interacțiunile între oameni și între oameni și stat. Tocmai în aceste considerente, poate și împins de o natură proprie, ușor mai înclinată către frică, Hobbes propune această soluție, desigur, radicală, cedarea tuturor libertăților în schimbul obținerii propriei siguranțe. Practic, pentru Hobbes este foarte important ca individul să beneficieze de această siguranță, deoarece el promovează acea frază care este celebră, că omul este pentru om lup, și, desigur, el consideră că într-un stat în care, să spunem, aportul autorităților ar fi minimal, atunci s-ar ajunge într-o situație de război al tuturor contra tuturor. Deci, Un soi de cumva, anarhie. exact, un soi de anarhie din care nimeni nu va ieși câștigător, deoarece Hobbes consideră că, indiferent dacă la un moment dat un individ reușește să se poziționeze cumva, să spunem, în vârful lanțului trofic și să fie, să spunem, cel mai puternic, cu siguranță, la un moment dat, succesul lui va alimenta, să spunem, gelozia și animozitățile din partea celorlalți membri ai societății și întotdeauna se va găsi cineva care să devină mai puternic decât cel care se află la un moment dat în vârful ierarhiei. Tocmai din aceste considerente, Hobbes propune această structură statală. Totodată, a spune că n-aș face această legătură directă între Hobbes și apariția regimurilor totalitare, deoarece au trecut niște sute bune de ani între momentul apariției viziunii lui Hobbes și dezvoltarea acestor regimuri totalitare din modernă sau contemporană, care de altfel cred că sunt bazate foarte puțin pe o doctrină filozofică și cred că mai degrabă sunt, mă rog, alimentate de o anumită viziune ce nu și are neapărat originea în filozofia politică. Ideologică. Exact. Pentru că tu ești pasionat de filozofie și administrezi și site-ul Espresso Filozofic, am văzut și faptul că ai publicat la un moment dat, ai avut o postare despre un alt autor foarte drag mie, cel puțin Voltaire, tratat despre toleranță. Cum crezi că vine această colecție de filozofie, colecția Cogito, să spunem, în întâmpinarea dorințelor și nevoilor celui pasionat de filozofie? Cred că este un demers extrem de benefic pentru toți pasionații de filozofie și chiar și pentru cei care nu sunt pasionați de filozofie, deoarece ar putea să-și descopere o nouă pasiune prin intermediul acestei colecții pe care o propune editura Herald.
Cred că este important să descoperim sau să redescoperim operele marilor filozofi din epocile care au trecut. Și în același timp apreciez că sunt niște editura Herald propune niște autori extrem de relevanți și pentru societatea contemporană. Dacă ne referim, desigur, la Voltaire și la cunoscutul său tratat despre toleranță, cu siguranță putem afirma că în ziua de astăzi este poate mai necesar ca oricând să dăm dovadă de toleranță și să manifestăm deschidere către cei care sunt diferiți de noi, deoarece vedem nu doar pe să spunem sub aspecte naționale, dar dacă ne raportăm la întregul glob, cum diferențele sunt din ce în ce mai mari între, nu știu, între grupuri sociale, să spunem așa, sau între anumite părți ale societății. Și tocmai aceste diferențe conduc de multe ori la animozități și, desigur, dacă aceste animozități sunt lăsate să se exprime liber, se poate ajunge inclusiv la, ca să fac trecerea către subiectul inițial al discuției, se poate ajunge tocmai la acea situație de război al tuturor contra tuturor, o situație pe care cu siguranță nu ne-o dorim. Și atunci, dacă e să ne raportăm la viziunea lui Hobbes, cu siguranță nu ne dorim să avem acel stat totalitar, acel monstru biblic, Leviatanul, care decide în privința tuturor acțiunilor pe care noi avem voie să le facem sau să nu le facem. Tocmai din această perspectivă, toleranța lui Voltaire este foarte, foarte importantă și foarte recomandată, să spunem așa, în ziua de astăzi. Și consider că prin aceste opere, editura Herald reușește să aducă în discuție subiecte de actualitate care au o anumită ciclicitate în istorie, deoarece și în vremea lui Voltaire erau probleme în privința toleranței, vedem că și în societatea noastră de astăzi, și în perioada lui Hobbes erau probleme în privința, să spunem, naturii umane, care uneori ia forme agresive. Vedem că și în societatea actuală observăm aceste impulsuri agresive ce caracterizează o parte a societății și a naturii umane. Deci, cumva, această colecție consider că ne ajută cumva să ne familiarizăm și cumva să ne descoperim pe noi din perspectiva elementelor care ne sunt comune ca participanți și ca membrii ai societății umane. Aș mai aminti, cu permisiunea ta, trei titluri. Unul pentru că vorbește despre emanciparea femeii, pentru că, iată, tot suntem în prima săptămână a lunii martie, începutul primăverii, și se apropie și Ziua Internațională a Femeii. Aș aminti cartea lui Mary Wollstonecraft, În apărarea drepturilor femei. De asemenea, ca evenimente editoriale și culturale, eseurile lui Michel de Montaigne, pentru că tot săptămâna trecută, pe 28 februarie, l-am omagiat, el născându-se pe 28 februarie 1533, eseurile despre relații, sexualitate și experiență, Montaigne, și, de asemenea, Henry David Thoreau, Nesupunerea civică, iată titluri noi în colecția Cogito. Despre Leviatanul, ca o încheiere, scris într-o perioadă din istoria Angliei în care structurile politice și cele sociale, precum și metodele științei, sufereau schimbări majore și reinterpretări radicale, Leviatanul, prin forța argumentului sau prin provocările aduse posterității, a rezistat încercării vremurilor și a contribuit într-o anumită măsură la dezvoltarea lumii moderne. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi
Dragoș Calcan, administrator al site-ului Espresso Filozofic și vă invităm să intrați pe acest site și să vedeți materialele postate de Dragoș și de asemenea apasionat de filozofie. Am vorbit astăzi despre Leviatanul lui Thomas Hobbes, o carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald și de asemenea carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Filozofia ca mod de viață. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!